Salută tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Online. Și înainte să începem, v-aș ruga să apăsați voi butonul de like dacă mă susțineți și dacă vreți, bineînțeles, cât mai multe episoade de GTA 5 Online. Ei bine, în acest episod vom face ceva special. Știți că am încercat eu să mă duc cu dumpul pe muntele Ciliad, însă nu am reușit. Dar de data asta o să facem o altă provocare, o provocare pe care a scris un abonat în secțiunea de comentarii la acel clip cu provocări nebune. Ei bine, de data asta mergem cu limuzina pe muntele Ciliad. Știți și voi că limuzina nu este dedicată mersului pe munte, fiind foarte lungă și nu poți să iei prea bine curbele. Știți și voi lucrul ăsta și o să fie destul de greu, poate chiar imposibil. Rămâne de văzut, să vedem, dar din câte am văzut eu, se poate urca cu limuzina, dar foarte, foarte greu. Vreau să spun că un alt motiv pentru care trebuie să apreciați acest clip este faptul că mâine la ora 6 dimineața vă pregătesc un super episod de GTA 5 Online. M-am gândit să-l aplez mâine pentru că mâine se uită mult mai multă lume. Este un episod foarte special. Nu vreau să dau spoilere acum, o să dau spoilere în live-ul de mâine. În live-ul de azi, mă rog, în live-ul de azi de la ora 20, că eu filmez joi, știți voi, dar voi vedeți asta vineri, așa că live-ul va avea loc astăzi la ora 20, deci dacă vrei să vedeți spoiler în episodul de mâine, de GTA 5 Online, v-am spus că o să fie un episod foarte special, o să fiu primul din România care face asta pe YouTube și cred că o să vă placă, dar ne vedem acolo pe live pentru că o să facem un live stream, hai să comandăm și noi asta până atunci, până când vorbim, o să facem un live stream de 4 ore, 2 ore în care ne vom juca GTA 5 și 2 ore în care ne vom juca Minecraft, pentru că așa împac și găina și porcul. Ah, uite ce aproape e. Vai, mamă. Bine că m-a lovit ăla. Eu i-am comandat-o chiar foarte aproape, deci nu vom avea prea mult. Bam. Bun, aici cred că e. Ia uite, bă, dar eu vreau, o să mergem să o tunăm. Ia fiți atenți. Mergem să și tunăm limuzina. Sper că merge. Sper că merge. Chiar sunt curios. Mamă, cât de lungă e să stragi palme. Nu ai condus niciodată o limuzină. Mamă, e prea lungă. Ea n-ai fi de lungă. Zici că e încărnat, așa, nu știu. Mamă, dați seama cum urcăm noi cu limuzina asta pe Ciliad. Deci trebuie să vedeți. Deci eu m-am chinuit, deci am dat cu spatele o grămadă ca să iau curba asta. Vai, mamă, ce greu e să conduci. Bun, hai să ne punem waypoint la ăsta. Bun, deci la ora 20:00 suntem live pe YouTube. O să ne distrăm copii. Eu sper că vor fi altorine și băjeții și Anca. Uite și tu pe ăsta. Bă, vere. Vărule, ce faci, bre? Dar nu cred că poți să tunezi. Hai să încercăm. Ia să-mi cum e în first person. Nu pot să văd în spate. A, uite mă că pot. Fiță. Fiță de bambucea. Bun. Dacă se strâng 1500 like-uri, poate aplaudez episodul special chiar astăzi, la ora 15, văd eu. Dar eu cred că mâine la ora 6 dimineața va fi cel mai bine, pentru că atunci se uită mai mulți oameni. Atunci sunt mai mulți prezenți și cred că mă auziți mai bine cu microfonul, pentru că am făcut o schimbare. Ori este posibil să mă auziți groaznic, ori mă auziți bine, nu știu. Dar eu am făcut o schimbare și ia uitați, dacă bat așa, s-auzi așa, gen ca un facepalm, nu? Mamă, dar greu a plecat de pe loc. Ia să vedem, băi, intri mă în garaj. M-ai dezamăgit. Ok, nu o putem tuna. Dar mergem așa pe Ciliad. Pe Ciliad. Mamă, vă dați seama cum o să urce asta? Deci fix aici vreau să ajung. Fix în punctul ăsta. Sigur o să ajung, numai că o să fie foarte interesant modul în care ajung. Pentru că am spus, este... Doamne! Nu știu, nu vreau să știți cât de ciudat se conduce. Uitați cât de greu pleacă de pe loc. Da. Mamă, deci o să adorați episodul de mâine. Sper să strângă multe like-uri la episodul ăsta ca să vedeți episodul de mâine de la ora 6 dimineața. Bun, hai că nu mai lungim atât de mult cu povestea asta, pentru că pe drum o să vă spun o altă poveste. Am încercat să filmez o dată acest episod, pentru că știți că eu obișnuiam să cumpăr mașinile în timpul filmărilor. Și, adică, mă rog, am cumpărat mașina, limuzina de față. O cumpărasem într-o încercare a unui episod care trebuia să iasă din urmă, numai că s-a luat curentul. Da, și să vă povestesc o fază foarte amuzantă în momentul în care s-a luat curentul. Bun, începusem filmarea, a trecut să vreo 5 minute și venise limuzina, gen puteam să o comand. Bun, dau eu comandă, ajung să mă urc în limuzină și fix n-apăs să mă urc în limuzină. Mamă, dar ce ciudat e să iau curbele astea. Fix când să urc în limuzină, pac, s-a luat curentul, mă. Cred că auziți cam ciudat când zic eu pac. Se aude așa că n-am pop filterul ăla, dar trebuie să vine și pop filterul. Așa, bun. Unde rămăsesem? Ah, da, s-a luat curentul.
Am zis să vă povestesc ceva, să nu vă plictisesc așa pe drum cât urcă, cât ajung acolo, să vă povestesc ceva interesant. Și uite că am găsit un subiect. Destul de scurt, dar sper să vă placă. Mă, se ia curentul. De obicei la mine când se ia curentul nu durează prea mult. Gen, vreo 10, se mai ia în ultima vreme, nu știu de ce. Dar cred că aproape în fiecare săptămână se ia nu știu, 15 minute se cam ia curent așa, săptămânal, într-o zi. Nu știu de ce, de exemplu și duminica trecută s-a luat curentul. Făcea mama curata cu aspiratorul și deodată s-a auzit că s-a oprit aspiratorul. Ziceam, ah, ce bine s-a oprit. Și acolo se lasă curentul. Da. Bun, deci eram în GTA, vreau să filmez. Mă rog, filmam de fapt și s-a luat curentul. Foarte frumos. Bun, s-a oprit calculatorul, s-au, da și voi seama, când se iau curent, se opresc toate electronice, totul. Da, stăteam eu așa pe scaun, asta să parchez așa un pic să vă arăt, vai, mamă, dar cât de ciudat e. Deci, uite, efectiv așa stăteam, mă uitam pe tavan și stăteam așa, mă rog, cred că m-au auzit foarte ciudat. Stăteam așa pe spate, dar cineva se vedea așa de galbui. Stai, ați așa să dau eu lumină, lumină, e prea alb acum. Bun, cred că o să mai iau o lampă care o pun din punctul ăsta, să bat așa, mă rog, bun. Stăteam eu așa pe scaun, am stat cred că 10 minute nu mai așa am stat. Nu mai vine curent, hai că mă pun în pat. Mă rog, mi-am mai strâns și eu că aveam dezordine pe aici, am zis, what the fuck, uitați cum se vede șoseaua. De la nisip. Zici că trece nisipul, dar nu știu ce naiba. Ce naiba, acum chiar mă gândesc ce naiba e ăsta. Mă rog, mi-am mai făcut curat și... Băi, trecuse vreo 20 de minute până mi-am făcut curat și am zis, hai să mă urc în pat. Și am sunt obișnuit să, eu mereu sar în pat. Gen, când mă pun în el, sar așa pe burtă, știți? Să pic direct cu fața în plapumă, ce naiba o fi aia. Așa. Și când bă, deci, fix în momentul în care m-am aruncat în pat, stătusem vreo 2 minute, ziceam, mamă, ce bine, hai că poate adorm și eu. Și mă pusem așa atât de bine, vai, mamă, cât de bine stăteam în pat. Și a pornit curentul, da. Și m-am apucat acum să filmez din nou. Da, foarte frumos, nu așa? Știu că n-am fost prea interesat, dar am zis să vă spun ceva totuși. Ok, bun, hai că nu mai avem atât de mult, deci să începem în curând să ne urcăm pe Ciliad. Uite, cam de pe aici o începe să ne urcăm. Sincer să fiu, secundul și neașteptat de dificil mașina asta, mă rog, limuzina asta. Nu știu dacă vă dați seama, dar trebuie să o, nu știu, simt așa că trage motorul de ea. Uitați voi și voi cum se aude motorul, vezi? Nu știu, parcă mi-a unul așa mi se pare. Dar uite, acum am prins viteza, n-ați o pasă, fratele meu. Hai mă, că urcăm cu asta pe Ciliad. De că n-ați mai văzut niciodată o limuzină pe Ciliad. Sau poate ați urcat voi. Da, pentru cine n-a văzut, o să urcăm noi. Și încă o dată vă readuc aminte și o să vă mai readuc aminte pe parcursul acestui episod de faptul că mâine dimineață la ora 6 o să aplaudez un nou episod de GTA 5 Online, un episod super genial. Nu vreau să dau spoiler acum, voi da spoiler în episodul de la în episodul anului, în livestream-ul care se va care va începe la ora 20 și se va termina la ora 12 noapte, adică un livestream de 4 ore vineri seara. Da. O să vă placă foarte mult, vă garantez, o să vă placă enorm de mult, dar nu știu, cine știe, poate aplaudez episodul ăsta, episodul special chiar astăzi, pe la ora 15, dacă vă găsesc multe like-uri. Rămâne să de văzut. Bă, mi se pare mie sau drumul ăsta e diferit, adică parcă niciodată n-am mai urcat pe Ciliad pe drumul ăsta. Adică nu mi-aduc aminte să fi mers cu dump-ul pe aici. Voi vă aduceți aminte lucrul ăsta? Pare mai ușor, nu știu. Poate aș fi reușit să urc cu dump-ul pe zona asta. Bă, ce ziceți? Oricum, nu, că azi și ce urmează mai încolo e de-a dreptul oribil. Eu o pe ăsta cu scuturul, cu scuterul, cu scuturul am zis, cu scuterul. Hehe, ce-mi place sunetul ăsta. No! Wow! Oh my god! Nici măcar nu se zgâria, deci ați văzut cât de aproape am trecut de ăla? Nu mai dă link. Uite și de-abia oricum, nu mai dă link poate să fac asta. Ce ai făcut, Vere? Cum iau eu curba asta? Trebuie să dau cu spatele, e curba de 90 de grade aproape. Bun, oficial începem să urcăm pe Chiliad. Hai să vedem. Uite cum se aude motorul. Zici că sunt încă pe la mic. Chiar sunt curios cum ajung eu pe acolo sus. O să fie greu, pentru că în unele porțiuni e foarte dificil. Asta e cel mai înalt munte în GTA 5 pentru cei care nu cunosc. Vai, mamă, cât ador tunelul ăsta. De-abia ce să iau și eu carnetul de șofer în realitate. Să conduc, deci nu știu, sunt nebun de pe acum și nici măcar m-am apucat să învăț. Dar hai să vă spun o chestie. Eu sunt înnebunit de treaba asta cu carnetul de șofer. De-abia ce să fac 18 ani, nu mai am mult, undeva prin vara anului 2016, pe 5 iunie, pentru cei care știu că
Da, mi-a mai urat la mulți ani și anul trecut pe vremea aceea. Bun, trebuia să iau pacii. Ha, hârdu! Nu spune că... Du-te, bă! Bă, nu cred! Haide, mă, că ai 2 ore acum, urcă! Tătică! Ce-ai făcut, bere? Bun, ok, eu luăm după bunul plac al tău. Așa. Sunt nebun de treaba asta cu carnetul de șofer și într-una din zile m-am gândit eu, hai să fac și un de asta, chestiunea de la online. N-am învățat, în viața mea n-am avut în mână o carte de șofer. Cred că pe alu mai cum cred, așa vag. Dar niciodată nu m-am uitat peste întrebări sau ceva de genul. Ce bă că urcă hârbul ăsta? Hai mă, te duc cu limuzina boss pe Ciliați. Te duc și eu la munte, șefule. Bun. Și am zis, hai să fac și un chestionar. Și surprizător, nu cunosc prea bine treaba asta, dar deja nu mai urcă. Să vedeți ce ne chinim aici. Am impresia că trebuiesc minim 24 de puncte ca să iei examenul. Stați așa că acum e o problemă aici. Trebuie să venim cu viteză. Ce faci, Vere? Te fac o tură, vezi, ia, uite, uite și cum urc. Urc cu limuzina, nu știu că v-am spus că o să fie greu în unele momente, uite cum e aici. Aici e foarte greu să de urcat. Și am zis că, nu știu, dacă nu știu bine, vă rog să mă corectați. Am zis că 24 de puncte trebuie să... Ca să, gen, să nu pici ăsta... Sala. Mamă, o să fie o durere în fund. Dar știu că se poate urca, desigur se poate urca pe Ciliat cu limuzina. Vărule, nu, dică! Nu! Oh my god! Cred că revin cu filmarea în punctul în care am ajuns acolo, că nu vreau să o iau de la capăt acum, dar hai să termin discuția. Așa. Acum e foarte greu, trebuie să o iau de jos, dar o să revin când ajung, nu sus, când ajung în punctul ăla, când mă redresez gen. Bun. Acum trebuie să cobor jos ca să urc chiar, dar vreau măcar să-mi termin discuția și apoi pun pauză. Și am făcut 22 de puncte. Fără să învăț, deci ce am știut eu așa din cultura mea generală? Eu zic o să mă descurc la... vine trenul, vrei să te mit? Unde vii, mă, că nu te... Allahu Akbar! Bun. Nu știu, chiar m-am... surprins, chiar m-am surprins pe mine însumi când am văzut, eu te am făcut eu 22 de puncte și adică nu știu, cred că 24 trebuie să, ca să nu pici. Și mă gândesc că dacă aș mai și învăța ceva, cred că ar fi floare la ureche. Bun. Hai că, cred că nu mai pun pauză, văd că aproape ajung înapoi. Dar dacă, uite aici o să fie greu. Cantușește, vedeți? Doamne, e o provocare care vreau să o îndeplinesc. Cine ai făcut, mă? Are asta prea mare. Oh my god, guys. E de-a dreptul try hard. Nu, dar uite acum alunecă, du-te-n puii mei, mă. Oh, doamne, doamne, pupația și dă-l filei. Bun, hai că revenim când ajungem și noi sus, că nu vreau să vă plictisesc. Bun, am revenit. Am căutat pe internet ceva, am căutat un drum mai simplu. Vedeți că mi-am murdărit foarte mult limuzina, dar măcar n-am accidentat-o, vedeți că a rămas intactă, numai că e plină de praf. Am căutat pe internet un drum mai ușor, dar nu este cel mai ușor drum. Este mai îngust și mai riscant. Acum nu știu dacă voi reuși. Eu voi încerca. M-am tot uitat pe YouTube dacă a ajuns cineva cu limuzina pe Ciliad. Și au ajuns persoane, însă au ajuns cu un cargo bob. Nimeni n-a ajuns perpedes, cum s-ar spune. Adică așa direct cu limuzina, nu să fie carată de un elicopter, dar noi vom încerca drumul ăsta. E posibil să nu reușim, dar v-am spus, provocarea asta o fac pentru că cineva mi-a recomandat-o în comentarii la episodul trecut cu provocări nebune în GTA 5, episodul care urcam cu Dampu și la fel n-am reușit. Cineva mi-a zis, ia încearcă Dărin cu limuzina. Și hai să încercăm. O să încerc. Vai de capul meu.
Nu. Trebuia să merg cu mai multă viteză. Eu la un moment dat am frânat acolo și cred că de-aia n-am reușit să iau curba aia. Dar cred că dacă, vedeți, este destul de greu, da? Voi încerca, v-am spus. Am să încerc să văd dacă pot, nu știu dacă... Bă, nu se poate, deci m-am chinuit să cobor tot ce-l iadu, mă rog, porțiunea în care eram fără să o accidentez și am accidentat-o acum, nu? Opa, n-am vrut să apăs pe click dreapta. Bun, cred că dacă luam aia cu mai multă viteză aș fi reușit. Hai să mai încercăm o dată porțiunea aia să urcăm. Deci dacă eu mă împotmolesc aici, vă dați seama cum o să fie mai târziu. Nici nu vreau să mă gândesc, băieți. Bun, acum hai să întorcem cu... Să întoarcem. Oh, God. Deci roata aia din spate mereu îmi joacă feste pentru că n-atinge aia. Vedeți, dacă este un pic... E greu, rău de tot ce să mai... E aproape imposibil și cred că e imposibil să ajungi. Adică nimeni pe YouTube n-am văzut... Poate nu m-am uitat suficient de mult. N-am văzut să ajungă cu... Du-te-n puii mei, mă, că e prea greu. Bun. Să ajungă cu limuzina așa. Mai zis, toată lumea care a ajuns acolo a ajuns urcând cu cargo bubu. Adică luând un elicopter... Am să încerc și eu asta, cred, dacă tot în video asta, să văd dacă iau un cargo bob. Uite, bă, deci nici nu vrea să accelereze de pe loc. Deci să o duc tot mai de jos de aici. De-abia de aici a accelerat. Deci de acolo nici nu vrea să accelereze, nici nu discuta cu mine. Ce să mai du-te, vino că nu o să reușesc. Nu o să reușesc, e... M-am hamat la ceva... Oh my God, după ce că nu pot eu, mi-am luat și pe aici. Am spart toate gemurile. Nu, nu! Da, așa. Vai, mamă. Du-te, mă. E awesome. Nu știu, prea... Nu, nu e imposibil, băieți, ce să mai... Eu nu pot să o fac. Hai să mai încercăm să o luăm așa pe arătură, gen, da? Nu o să ajung nicăieri. Uite, că mă trage în spate. Hai, hai că am redresat-o ușor, ușor. Da, uitați-vă. Uitați-vă ce e în față. Cum să urc eu cu limuzina pe aici? E imposibil, e imposibil, da? Vedeți că eu încerc pentru voi. Nespus de mult. Nu, nu! Nu, 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 nu. Spune-ți toți, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Aaaa, trebuie să mă duc înapoi în zona aia și să încerc. Sau hai să o păcălim. Hai că vrei, hai că... No, na, nu vrei, ok. E, boane, am spart ușa, uitați, vedem în limuzină. Deci, vă jur că, mă jur că e greu rău de tot. Deci, nu știu. Cum naiba, dar e, dacă nu vă dați seama, încercați și voi. Și dacă ajungeți voi pe Cilia, da, sigur o să vină cineva care se mită. Aha, dă link, eu ajung și cu ochii închiși pe Cilia, ce vorbești tu? Ok, o să mai încercăm și pe livestream, livestreamul de azi, dacă nu reușim, cu băjeții. Că o să ne împingem de la spate, știi, și o să fie mai ușor dacă vine unul cu un zentor, nu o să mă împingă. Cred că reușesc și eu. Bun, hai că măcar ajungem în punctul ăsta. Putem să spunem că suntem pe Ciliad. Că noi suntem pe Ciliad, suntem foarte sus. Deci dacă ajungem acolo sus ne putem declara că suntem pe Ciliad, ok? Deci uite în vârful ăsta. Dacă limuzina atinge vârful ăsta, l-a atins, nu cred. Oh my God, am ajuns pe Ciliad cu limuzina. Oficial suntem pe Ciliad. Deci dacă aici mă lasă motorul, n-am ce să-i fac. Eu sunt pe Ciliad, nu-mi pasă. A, bă, că am reușit, uite cât de sus mă urc. Ce ai făcut, mă? Vezi? Hai, mă, că am, până la urmă am reușit să ajungem. Uitați-vă. Hai, uite, deci aici clar de pe Ciliad. Uite, că am reușit, nu mă așteptam să reușesc, să ajung aici. Dar hai să mai încercăm să mai scaladăm muntele cu limuzina. Doamne, este foarte interesant, adică chiar mă bine dispun provocările astea, mă, nu știu, mă pot testa și pe mine, uite, dacă sunt în stare să fac una ca asta. Și mai lăsați-mi și în comentarii provocări și nu uitați, dacă se strâng foarte multe like-uri, voi posta acel episod special astăzi, dacă nu, îl voi posta mâine, la 6 dimineața și o să dau spoiler despre ce este vorba în acel episod, în livestream-ul care va avea loc astăzi, la ora 20.
Bun, hai să mai încercăm să ne ducem jos, gen, nu jos de tot, ci în punctul ăsta. Mamă, cum arată limuzina, e în ultimul hal, vedeți? Vai, mamă, cum atârnă roata asta. Super awesome. Băi, eu pot să mă declar ajuns pe Ciliad. Știu că nu sunt în cel mai înalt vârf de pe muntele Ciliad, dar mai mult de atât cred că nu prea se poate. Dar eu o să mai încerc în acest episod. Dacă nu, oricum o să ajungem în livestream sus, pentru că, na, v-am zis, dacă o să mă împingă cineva de la spate cu o mașină puternică, o să reușesc. Însă de aici este prea greu. Bam! De seama am dat în băsa să văd. Și cred că aici rămân că... Ah, ok, hai că pleacă. Nu, dacă mă duc pe canalul ăsta sunt pierdut. Nu în pom, nu în pom, ok, du-te în pom. Este o competiție foarte strânsă. Ok, hai să facem imposibilul. Cu siguranță acum este și, cum să zic eu, obosită mașina pentru că este foarte stricată, foarte avariată și nici mai are aceeași putere pe care ar fi avut-o dacă nu ar fi fost atât de stricată. Da, vedeți și voi că deja nu mai se poate, coborâm foarte mult și devine imposibil urcatul, dar noi ne-am urcat destul de sus pe Ciliad, ați văzut și voi cu ochii voștri, v-am spus, este inacceptabil, este imposibil, este foarte greu, cu alte cuvinte. Dar hai să mai ne zbatem noi odată, ca să nu spun, a, Dălin, vrei să termin repede episodul, nu știu ce. Nu, frate, eu mai încerc, uite, ultima dată când încerc de aici să plec. Uite, din locul ăsta mai încercăm o dată. O să vine și noaptea în curând. Dar oricum, suntem destul de sus. Am fost, uite, în punctul... Uite, în punctul ăsta, mă rog, gen, uite aici. V-ați prins voi. Hai, hai, dică, dă-i bătaie. Uitați-vă și voi cât de stricată e acum și... Acum a devenit și mai greu urcatul pentru că este destul de avariată. Limuzina. Dar măcar priveliștea este superbă, eu pot spune asta. Mamă, deci nu mai poate, e moartă, e moartă. Hai, 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 tătică, hai, urcă. Nu mai poate, e praf motorul. Au zis cum se aude, de-abia se forțează, se forțează. Zici că e 1.4 MPI. Hai tătică, dă-i o bucățică. Mamă, nu pot să cred. Nu pot să cred că a urcat iar. Mamă, cum apune soarele, vedeți cât de ce priveliște șmecheră îi? Dați-vă și voi aici cum apune soarele. Mie chiar îmi place. Hai, hai, acum asta e ultima încercare. Vedeți că am încercat de două. Du-te, bă, și împușcă-te, numai. Get the fuck out, bitches. Ha, mă, du-te unde-o-i vrea. Du-te, doar du-te. Doar du-te. Ha, mă, satisfaceți plăcerea. Facem praf o limuzină în acest episod. Ați văzut, băieți, am fost destul de sus. Trebuie să recunoașteți că, într-adevăr, am fost foarte, foarte sus. Hai, bă, ieși de aici. Bun. Hai că vreau totuși să am o priveliște bună de outro. Uite, murcă omul nostru. Pam, 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 pam. Cred că auziți foarte tare space-ul pentru că microfonul ăsta captează foarte bine sunetele. Pentru că nu am un braț care să-l țină sus. Hai, hai că vreau să am o priveliște faină de outro, am zis. Oare urcă omul nostru muntele pe jos? Bă, ia să cât de mult mai avem, că îl urc pe jos. Ce ai făcut, mă? Îl urc pe jos, ia dă-te, mă. Deci n-am ajuns-o cu limuzina, dar ajung cu picioarele. Nu mă las. Nu mă las. Hai, mă, hai, mă. Hai că ai stamina, ai ce vrei tu. Măcar ajung așa pe jos. Pe jos să ajunge, sigur ajunge jos. Că sare așa ca animalul. Uitați-vă cum sare, vedeți? Deci, e nebun. Băi, nebunule.
A, nu, no, no, tăvălitule, a, că sunt în cap, ar fi ajuns pe jos dacă am fi luat-o pe drumul normal, a, uite că mă dă aproape, ok, bun, dar nu mai are rost, aici ne obișnuim cu acest episod, nu uitați, astăzi suntem live de la ora 20 pe YouTube și o să dăm spoiler pentru episodul super de mâine sau poate l aplaudăm chiar azi episodul, nu știu, apăsați și voi cu toți butonul drag să vedem dacă aplaudăm episodul surpriză astăzi, eu am fost The Link și v-am salutat, ciao!